Nu există tineri artiști, nici artiști tineri, ci doar artiști care sunt tineri sau tineri care sunt artiști. În această ecuație, vârsta nu trebuie să rămână, vârsta trebuie să rămână singura necunoscută. Acum o să rog pe Ioana să ne spună câteva cuvinte de specialist, așa. Imaginile sunt peste tot, imaginile ne asaltează, trăim o epocă a imaginii, o imagine care vorbește de la sine, o imagine prin care comunicăm, totul este imagine. S-a pus chiar în discuție foarte, foarte mult competența aceasta între imaginea tradițională, imaginea care recurge la culori, la pânză, și imaginea digitală, care dintre ele ar fi prioritare, care ar fi mai contemporană. Expozițiile, cum este și cea din această seară, demonstrează că pictura rămâne contemporană, pictura poate să mai comunice și poate să ofere ceva nou. Este o expoziție care vorbește despre prezent. Este o expoziție care ne oferă noi perspective și oferă noi modalități de a privi prezent. Vă mulțumesc! Bine, declarăm expoziția deschisă!